Vocea care contează este a profesorului Cristian Năsulea. Încercăm să înțelegem ce ne aduce 2025, pentru că parcă există un soi de ciclu ca viața să se scumpească între alegeri. Așa încât după ce vor trece parlamentarele, prezidențialele ce urmează, se discută, de exemplu, la nivelul Palatului Victoria despre o modificare a taxei pe valoare adăugată. Și asta am încercat și noi să aflăm în prima parte a dialogului. Domnule profesor, vă rog să privim către planul Național de Redresare și reziliență. E evident că nu putem face abstracție de contextul electoral în care cei doi lideri ai coaliției acum se acuză reciproc de pierderea peste un miliard. Dacă va fi o pierdere, ce nu reușim de fapt? Cea mai importantă componentă, ok, sunt două lucruri aici, o tratez pe cea mai puțin importantă întâi pentru că de poate acord. e mai simplu așa. Sunt câteva sute de milioane, vreo 300 de milioane, care sunt legate de modificarea pragului pentru impozitarea microîntreprinderilor. Se pune problema de a coborî acest prag de la 500.000 de euro da. la 88.500 la cererea Comisiei Europene. Din punctul meu de vedere, asta este un jalon care ar trebui ratat intenționat. Microîntreprinderile din România produc în impozite în fiecare an cam cât am pierde anul acesta dacă nu se coboară plafonul. Plafonul a fost deja uh, reglat, coborât la cererea da. instituțiilor europene ar trebui să spunem stop, pentru că această, acest plafon sau acest regim al microîntreprinderilor reprezintă și un fel de marketing pe care îl face țara noastră ca să atragă anumiți investitori la noi în țară, care vin ca să deschidă o microîntreprindere și descoperă ulterior că sunt și alte oportunități. Deci ar trebui să păstrăm și noi ceva care să ofere un cap de pod pentru anumiți E în interesul nostru. Exact. Și costul de a nu face acest lucru, riscul la care ne expunem, este de a pierde o parte mare dintre aceste micro care se vor închide la noi ca să se deschidă în altă parte. Că asta e altă chestiune pe care trebuie să o înțelegem. Asta sunt firme mici, flexibile, ușor de mutat în altă jurisdicție și deja știm că există alte jurisdicții în care ar putea să existe um, structuri fiscale mai interesante decât cea pe care o oferim noi dacă se coboară acest prag. Asta ar fi, deci asta este legat de chestiunea asta cu microîntreprinderile. Chestiunea mult mai importantă legată de aceste jaloane ratate din cauza cărora se vor suspenda ceilalți 800 de milioane de euro aproximativ. Da. Unele dintre ele cu o foarte puternică parte politică. Extrem de extrem de puternică și niște jaloane din punctul meu de vedere extrem de ușor de rezolvat. Ni se cere pur și simplu să punem oameni în funcții de conducere în mod transparent, respectând o procedură, fără să mai folosim numiri politice. Mi se pare incredibil că s-a ajuns la punctul ăsta, că nu e o chestiune care să fi fost deja rezolvată, pentru că efectiv trebuie să nu mai facem numiri politice, da. trebuie să facem da. niște competiții publice transparente prin care să alegem cei mai buni oameni pe care îi avem la dispoziție ca să conducă niște entități. Ale statului unde, în, cele mai, în cel mai mare număr, există probleme. Percepția Bruselului la această oră este guvernul României s-ar putea să prefere clientele de partid decât banii europeni. Corect, însă, aici mi se pare că suma este mult mai mare și nu există argumente logice care să poată să fie aduse în așa fel încât să ne explice vreun politician de ce nu au rezolvat încă această problemă. Singurul lucru pe care așteptăm să-l auzim din acest punct de vedere este care e planul în așa fel încât această chestiune să fie tranșată înainte de sfârșitul anului, nu înainte a celor șase luni pe care le mai au în așa fel încât să rezolve problema și să primim totuși banii din această tranșă. Am discutat încă de la finalul verii despre amnistie fiscală, Dificil poate în acest moment să măsurăm uh, cu niște rezultate cu adevărat uh, care să ne ofere adevăruri. Aveți credință că e o măsură sănătoasă? Mi se pare că este o măsură care are potențialul să rezolve o parte din problema aceasta da. a încasărilor. Nici la... n-am întrebat dacă e electorală. Nu, nu cred că e vorba de asta. Cred că e o problemă legată de veniturile de la buget uh -huh. și cred că este o problemă corelată cu o altă chestiune. Pe care statul român nu a abordat-o corect, din punctul meu de vedere, și anume comunicarea făcută de către autoritățile care se ocupă de fiscalitate cu contribuabilii, în așa fel încât să știe contribuabilii că au de deplătit niște taxe din activități care nu sunt standard, care nu sunt la ordinea zilei. E drept, este obligația contribuabilului să, să știe, să cunoască legea, pentru că necunoașterea da, legii nu da. nu scutește pe oameni de aplicarea acesteia, însă este la fel de adevărat că această campanie pe care pare să fi început-o ANAF în ultimele săptămâni, prin care publică tot felul de studii de caz în presă, prin care comunică da. mult mai deschis către publicul larg, pare să înceapă să aibă deja niște rezultate. E foarte bine că se întâmplă acest lucru, și corelat cu asta, ca să revin la subiectul amnistiei, mi se pare că în momentul în care nu ai făcut o bună comunicare pe acest domeniu pentru o perioadă foarte lungă de timp, și acum ai început să comunici, oamenii află că de fapt datorau sume mari de bani. Amnistia cumva este justificată într-un astfel de moment, pentru că e, va fi dificil pentru unii dintre contribuabili, în momentul în care își dau seama că din necunoașterea lor, din faptul că nu și-au făcut treaba așa cum ar fi trebuit, nici, nici acești contribuabili la rândul lor, ajung să datoreze sume foarte mari de bani. O mână întinsă, în așa fel încât să aibă posibilitatea să plătească ceva mai puțin. Acum, în momentul în care multă lume începe să realizeze că sunt aceste sume de plată, ar trebui să ajute și contribuabilii și ar trebui să ajute și bugetul de stat să aibă un plus pe final de an, în așa fel încât să putem să închidem cu un deficit care măcar să nu depășească 8%. Sunt cel puțin doi ani, domnule profesor, și spuneați în prima parte a dialogului nostru despre guvernări care au fost, despre actuala guvernare, într-o comparație, sigur, la nivelul cunoștințelor până la finețe, pe care e normal să le aveți. Noi, ca jurnaliști, de cel puțin doi ani, vorbim despre cum crește prăpastia dintre cât cheltuie guvernul și ce venitul reușește. Curiozitatea mea e unde e performanța aici? Nu știu să vă răspund. Nu, nu știu să vă spun unde este performanța. Din punctul meu de vedere, s-a întâmplat... Mai pot da vina pe pandemie, războiul din Ucraina? Întotdeauna vinovatul care e în exterior? Există vinovați, Putem găsi vinovați. Avem okay. criză în Orientul Mijlociu care afectează prețurile Războiul da. din Ucraina. Petrol, de pildă. Efecte care încă se resimt în urma deciziilor care au fost luate tot de Guvernul României, oricare ar fi fost acesta la momentul respectiv. Da. Uh, tot de acolo vin niște efecte care se propagă până astăzi. Însă, de asemenea, mi se pare că anul acesta, Guvernul României ne-a spus foarte clar că intenționează să facă deficit pentru că nu vrea să renunțe la investiții și pentru că este an electoral. Sunt da. lucruri care au fost comunicate. Să ne luăm gândul că e posibil să fie redus deficitul în an electoral. Exact. Și asta auzim la 4-5 ani. Exact. Și atunci nu e vorba de. nu e o greșeală, nu a fost o eroare care a apărut pur și simplu. A fost intenția de a rezolva niște lucruri care nu erau rezolvate până acum, de a construi niște autostrăzi, de a face investiții în infrastructură care trebuie să fie făcute de zeci de ani, de a le face acum pentru că este an electoral, în așa fel încât să capitalizeze în termen de capital electoral pe aceste investiții și a existat, din nou, comunicarea făcută foarte clar către populația României. Asta este, anul acesta vom avea un deficit enorm pentru că vă vom da creșteri de pensii și salarii, vă vom da toate lucrurile pe care le veți cere, chiar dacă bugetul țării nu are de unde să suporte aceste lucruri. Nu știu dacă e cine a plătit sau cine va plăti, dar cine cel mai mult? Este un cost pe care, în funcție de deciziile care sunt luate anul viitor, îl vom suporta noi, dacă am beneficiat noi de aceste creșteri de salarii sau pensii acum, sau dacă nu vor fi luate niște măsuri corective de vreme anul viitor, precum, fi, precum niște măsuri de austeritate care mm -hmm. să vizeze uh, reducerea pensiilor și salariilor, pentru că și asta oh. se poate întâmpla, sau măcar niște măsuri mult mai. Uh, neutre și logice din punct de vedere financiar, cum ar fi reforma administrativă. Un alt unicorn despre care discutăm de ani de zile. În iunie mi amintesc cu precizie titlul care venea de la dumneavoastră. Avem mult prea mulți bugetari în această țară. Exact. Deci, și sunt lucruri unde sunt de acord cu noi și politicienii. Este fabulos să vedem cum partidele aflate la guvernare sunt de acord cu analizele care sunt făcute de institute sau de alți oameni din zona de analize și spun da, sunt prea mulți oameni, trebuie să reformăm și să eficientizăm. Din păcate, ca să fac iarăși o legătură cu discuția despre PNRR, unul dintre jaloanele pe care nu le îndeplinim acum ține tocmai de niște indicatori de eficiență, de faptul că ne-am asumat că vom începe să calculăm unde se lucrează bine în aparatul de stat uh -huh. și unde nu se lucrează bine, sau unde se lucrează cu scop și cu o măsură, și unde se lucrează doar de dragul de a exista niște posturi în zona respectivă, ca să putem să reducem, să tăiem, să reformăm. Acolo unde trebuie, acolo unde nu avem neapărat nevoie de acele posturi sau de acei oameni angajați. Din păcate, nu avem acești indicatori încă, în așa fel încât să putem anul viitor să sperăm că pornim uh, cu viteză, că pornim de la începutul anului, cu niște date clare și cu niște idei foarte clare despre ceea ce ar trebui făcut mai departe. Puțin cred că au uitat cum a început un anume an și nu acesta, dar n-a fost de mult. După primele trei luni aflam despre gaură bugetară. Este o poveste recentă. Era un termen care mi-aduc aminte, părea foarte amuzant la da. momentul respectiv. Da. Însă iată că am ajuns în situația în care gaura bugetară este o stare normală de fapt la noi. Este pur și simplu, întrebarea nu este dacă avem o gaură bugetară, ci este cât de mare, cât de mare este gaura. La ce deficit vă așteptați pe final de anul, profesor? Eu sper să putem încheia la 7,9. Sper ca pe estimările care au venit de la Consiliul Fiscal, care da. au venit de la alte organizații. în care jurul au... lui 8 cons Consiliul Fiscal. Da. Din păcate. E o nuanță aici, deficitul pe cash? Oare? Este și aceasta o nuanță care poate să fie importantă. Însă, acum, în momentul în care vorbim de un deficit care să fie atât de departe de ținta pe care ar dori să o avem Uniunea Europeană, că este 7,9%, că este 8,1%, sincer sunt doar niște Corect. cifre care sunt ca atunci când vedem prețurile la vânzare în magazin. E 7,9% ca să pară că de fapt e 7%. Eu E un prag psihologic care nu ne ajută foarte tare. Iarăși, din punctul meu de vedere, dacă tot au făcut deficit în stilul ăsta, anul acesta ar putea să evite să facă ce fac de obicei pe final de an, să nu mai transfere cheltuiel către bugetul de anul viitor, în așa fel încât măcar guvernarea viitoare, oricine ar fi în această guvernare, să pornească de la o masă curată, să pornească de la zero, fără să mai aibă niște datorii, care de fapt nu sunt datoriile lui 2025, pentru că sunt datoriile lui 2024, care au fost rostogolite în ultimele zile ale anului, în așa fel încât să ne dea niște cifre mai ok uh, anul acesta. Anul acesta, oricum, nu vom avea cifre care să fie aproape de vreun parametru pe care ni l-am asumat sau de vreo promisiune făcută cetățenilor României sau politicienilor de la nivel european. Și atunci, haideți să, să fie asta anul în care resetăm. Până acum au fost făcute niște greșeli. 2025 să fie anul în care, indiferent cine vine la guvernare, să începem sistematic să rezolvăm din problemele țării. Cum vă sună deficit de sub 3%, fie și ceea ce suntem de acord, e totuși departe, peste șapte ani? Este, nu doar că este fezabil, este un deficit care poate să fie realizat mai devreme de atât. Ok. Deci nu, nu, e, nu avem nevoie de șapte ani ca să ajungem până acolo. Un lucru care, e, iarăși, foarte important de avut în vedere este că deficitul acesta reprezintă o diferență dintre venituri și cheltuieli. Însă, venituri care sunt în creștere la noi în țară. Dacă politicienii noștri vor fi inteligenți și înțelepți, vor face în așa fel încât fiscalitatea în România să devină mai atractivă decât este în prezent pentru investitori străini, nu față de cum e acum, dar măcar să fie mai atractivă decât fiscalitățile țărilor din jurul nostru, în așa fel încât să vină mai mulți oameni cu bani în România, mai multe investiții, să crească economia, în așa fel încât din aceleași taxe în 2-3 ani putem să creștem nivelul veniturilor la un nivel pe care politicienii care numără acum zeci de lei, zeci de milioane ca să vadă de unde îi scot ca să petecească această gaură bugetară, nici nu și-l pot imagina, pentru că vom ajunge din creștere economică mult mai repede să avem un buget al statului care să fie mai mare și care să ne permită mai multe lucruri decât din creșteri de taxe și eforturi prost direcționate de a crește nivelul de încasări. Vă vine ușor în minte cea mai mare investiție străină în 2024 în această țară? Nu. Este, este, greu, de, este greu de spus care a fost cea mai mare. Ce mi se pare foarte important de spus, și iarăși este. O informație care a ajuns la noi 2023-2024, am, am lămurit în sfârșit acest lucru. Cel mai mare investitor în România suntem noi. Asta este o altă chestiune foarte importantă care a ajuns în spațiu public, un calcul pe care l-am făcut și noi și care a fost confirmat independent. Fondurile de pensii de pilonul 2, unde sunt banii românilor, au ajuns să fie, de fapt. Cel mai mare investitor în economia acestei țări. Una sănătoasă? Este o cale sănătoasă de a face lucrurile. Dacă, iarăși. Pentru vorbim, că ai permanent, generațional, cine să-ți asigure investiția? Nu doar atât, ci pentru că asta înseamnă că oamenii care au bani la pilonul 2, pentru că a existat o creștere sănătoasă și constantă a acestor fonduri, Oamenii aceștia vor beneficia de o pensie. Măcar știu că niște bani vor veni de undeva, chiar dacă sistemul public de pensii are toate problemele pe care le are și va continua să, să aibă probleme. Deci, din punctul ăsta de vedere, este foarte bine că va crește, conform promisiunilor din planul fiscal, contribuția către pilonul 2 la acest 6% care a fost promis anul pentru anul viitor. Însă ar fi fost foarte bine dacă am fi rămas pe graficul care era promis inițial, dacă Iată. acum, în 2025, am fi ajuns nu la 6%, ci la 15%, asta ar fi fost o chestiune care, sincer, ne-ar fi scutit de foarte multe dintre aceste discuții legate de ce ne vom face anul viitor, cât de mare este gaura bugetară, ce vor face pensionarii cu veniturile lor foarte mici. Pentru că o altă chestiune foarte importantă este că. O mare parte din taxele și impozitele care sunt plătite de către cetățeni reprezintă, de fapt, niște contribuții pentru acest sistem public de pensii.